bun venit sau revenit pe canalul meu, eu sunt Andrada și după cum ați văzut și din titlu, astăzi aș vrea să vorbim așa despre tendințele în modă din anul 2024. Am văzut că acest subiect a fost foarte dezbătut în mediul online, cel puțin în ultima lună și ultimele săptămâni. Cam de pe la începutul anului am început să-mi fac și eu research, m-am uitat la prezentările de modă, am citit diverse articole scrise de reviste de modă, m-am uitat și la alți creatori de conținut și am făcut așa un rezumat cu trendurile care consider eu că o să le vedem și o să le întâlnim cel mai des în anul acesta. Și de asemenea am zis să vorbim puțin și despre culoarea anului 2024. Haideți că mi-am dat jos ochelarii pentru că se reflectă destul de tare lumina în uh, ochelari, atât uh, lumina de la laptop, cât și lumina ce o am uh, pusă pe trepied. Și am zis că mai bine îi dăm jos pentru că mă deraja puțin așa cum se reflecta. Și să începem cu culoarea anului 2024, care este Peach Fuzz este o combinație între portocaliu și roz. Este așa o nuanță caldă, o nuanță pastelată. Specialiștii au spus că este o piersică catifelată. Cumva când zicem peach fuzz, să ne ducem așa cu gândul la o piersică coaptă catifelată. Personal, nu mă omor după această nuanță. În principiu nu Prea sunt un foarte mare fan al uh, nuanțelor de portocaliu, însă, sincer, mi se pare o noță ușor de asortat, o să fie o nuanță ușor de purtat și de integrat în, uh, diverse, în diverse ținute, așa că... Probabil dacă găsesc un articol care să-mi placă sau poate un articol care are în imprimeul său această nuanță, o să, o să cumpăr și o să port de ce nu. De asemenea, în partea aceasta o să încerc să inserez imagini cam cu toate trendurile și culori și modele și nebunii despre care vorbesc. Iar primul trend despre care aș vrea să vorbim sunt uh, pantalonii scurți și fustele mini anul acesta revin în modă și se vor purta foarte mult acei pantaloni scurți. Da, gen foarte scurți, cumva gen acela de pantaloni tip boxeri. Cumva să ne imaginăm cum ar veni o pereche de boxeri și cam aceeași dimensiune să aibă și pantalonii și fustele mini, foarte mini. Uh, personal, nu prea pot să zic că port, adică fuste mini, dar totuși cu o lungime decentă mai port pantaloni scurți, foarte scurți, nu prea mai purtat. În ultimii ani am optat pentru acei pantaloni care au cracul uh, wide leg și care vin așa puțin mai lejeri, puțin mai lunguți. Cumva mă simt mult mai confortabilă în ei. Însă am văzut uh, în cadrul șorilor de modă și pantaloni foarte scurți scurți, dar cu talie înaltă, care, sincer să fiu, mi-au plăcut destul de mult cum arată și cred că genul acela de pantaloni scurți aș putea integra într-o ținută, cumva poate cu un dress negru, dar nu negru opac, ci care se lasă puțin așa să se vadă piciorul. Aș vedea posibil să port, dar dacă vorbim de pantaloni scurți care au și o talie joasă, atunci pe mine una nu mă avantajează și eu nu aș purta. Însă, na, știți cum e, stilurile, trendurile, gusturile diferă și fiecare poate să poarte ce îi place, însă știu că pe mine nu m-ar avantaja. Un alt trend care o să fie destul de prezent în anul acesta vor fi rochile rochile albe se vor purta destul de mult. Foarte mulți designeri au avut câte o rochie albă în uh, prezentările lor de modă, dar uh, de asemenea se vor purta și rochile în formă de A și sarafanele. O să vedem așa o reîntoarcere a sarafanelor. Uh, Sincer să fiu și eu sunt foarte tentată că am, din toamnă iarnă am început să mă gândesc că mi-ar plăcea să-mi iau un uh, sarafan Însă, deocamdată de nu m-am hotărât dacă mi-ar plăcea să fie unul cu alb și roz sau unul cu alb și albastru. Nu știu de ce astea sunt nuanțele la care eu mă gândesc să le cumpăr. Pentru că dacă mi-aș lua unul cu alb negru sau gri sau na, nuanțe mai potolite, cred că ar fi mai purtabil. Dar eu una sunt foarte, foarte tentată să încerc ori unul alb cu roz, ori unul alb cu albastru. Și, de asemenea, tot în categoria aceasta cu sarafane, aș buca și șorțurile. Nu acel șorț clasic de bucătărie, însă articole inspirate din acele șorțuri de bucătărie. Tot așa o să le vedem destul de prezente anul acesta în magazine. Cred că și șorțurile, și ceva ce e una aș purta. Rochile albe îmi plac, dar în special vara și cam atât. Și brochile în formă de a... Așa și așa, așa, nu pot să zic că mă nebunesc după ele, însă uneori când am chef să port ceva lejer, care să nu vină strâmb pe mine și să-mi definească foarte bine forma corpului, atunci, da, aș opta pentru o rochie în formă de A. Eu mă mai uit în jos pentru că mi-am notat aici pe laptop ca să nu uit sau să sar peste anumite chestii și atunci mă mai și la laptop. Anul acesta se vor purta și materialele transparente. Uh, cumva acest trend a început în uh, vara anului 2023, când am văzut destul de multe rochi, bluze și tricouri care aveau în, uh, în compoziția lor materiale transparente o să vedem tot mai multe rochii citru sau cu organza sau cu plasă sau de ce nu mai ori cu tricou de plasă deasupra. O să vedem uh, destul de multe articole cu materiale transparente. Mie una tot timpul mi-a plăcut uh, genul acesta de materiale și de articole cu materiale transparente. Chiar m-am uitat în vară la câteva rochii de la Zara care îmi plăceau destul de mult, aveau o mânecă dintr-un material ca de plasă, așa transparentă, uh, iar cumva de sub fund în jos tot așa venea cu material transparent, era ca o meșă peste o rochiță mini și mi-au plăcut mult uh, genul acela de rochiță de la ei. Și sunt destul de tentată să-mi cumpăr uh, pentru vara aceasta o rochiță de genul. De asemenea, eu mai port și mai cu tricouri de plasă sau tricouri mai transparente pe deasupra sau bustiere, tot așa. Mie îmi place. Aceasta pot să zic că e uh, un trend care mie îmi place. O să vedem uh, și un paradox anul acesta, să zic așa, pentru că în continuare uh, se poartă și... Talia joasă la pantaloni, uh, inspirată din anii 2000, însă o să vedem destul de mulți pantaloni și cu talie înaltă. Deci cumva o să avem și talie joasă care se poartă, dar și talie înaltă. Ceea ce pe mine mă bucură pentru că, v-am zis și la în început, mie nu îmi plac pantalonii cu talie joasă, nu mă avantajează, așa că... Eu nu, nu am aderat spre acest trend, însă pantalonii cu talie înaltă îmi plac pentru că mi se pare așa că mi-a silueta, cum evidențiază talia și atunci consider că mă avantajează pe mine foarte mult. De asemenea, o să vedem o reîntoarcere și a pantalonilor capri. Uh, pantalonii capri sunt acei pantalonii trei sferturi, să zicem. Cumva ei vină. Și cu teitura în zona de deasupra gambei, sub genunchi, dar mai e și modelul care e puțin mai lung și se termină cam pe la jumătatea gambei. Uh, mie îmi plac acei pantaloni, mai ales uh, cei care se termină la jumătatea gambei, îmi plac destul de mult. Însă nu mă avantajează 100% pentru că eu nu am cele mai subțiri glezne și nu am nici cele mai subțiri gambe și atunci trebuie să fiu foarte atentă la proporții și foarte atentă la pantofii pe care îi port sau cu ce mă încalți ca să pot să alungesc uh, picioarele și, uh, și silueta să nu pară ca am picioarele fragmentate în prea multe locuri. Cei care se termină sub genunchi nu mă avantajează deloc, deci aceea chiar nu prea am cum să-i port, dar cei care se termină la jumătatea gambei reușesc așa, dacă sunt atentă cu ce îi combin, să îi port într-un mod armonios și eu mă bucur că revin în modă, da, cum v am zis, nu sunt pentru toată lumea, dar eu zic că merită măcar probați și încercați și vedeți voi cum, cum vă simțiți bine și dacă vă plac. Un alt trend uh, care va fi destul de prezent în uh, anul 2024 și cel puțin eu cred că va fi uh, un trend major pentru că, din punctul meu de vedere, și nu doar am eu că nu i-am inventat asta, ci alți oameni care sunt mult mai uh, mult mai pregătiți în domeniul acesta al modei și al fashionului, există trenduri și microtrenduri. Însă eu trendul acesta le-aș pune direct la trenduri și nu la microtrenduri, pentru că eu consider că o să-l întâlnim destul de des, și anume gulerele polo. Cred că o să vedem tot mai des tricouri, plovere, bluze cu gulere polo. Dacă puteți observa și eu astăzi mi-am luat pe mine un tricou cu guler polo de Dragul exemplului și, și pentru că îmi Și consider că sunt elegante, dar nu foarte. Te duc așa puțin într-o zonă puțin prepi, dar nu foarte. Dar eu le consider foarte versatile. Cred că poți să faci niște ținute foarte interesante cu gulerile acestea de tip polo. Uh, nu știu, cred că poți să porți așa ca mine un tricou cu guler polo sau poți să pui pe deasupra un hoodie și să scoți doar uh, gulerul. Nu știu, găsă o multitudine de feluri în care poți să porți. De asemenea, ploverele, uh, bluzele tricotate cu guler polo, consider că arată foarte bine. De asemenea, anul acesta o să vedem în continuare materialele metalice sau materiale strălucitoare. Am văzut că destul de mulți designeri au ales în colecțiile lor pentru primăvară-vară 2024 să introducă și aceste materiale metalice. Am văzut fuste, cămăși, rochițe din aceste materiale aurii, argintii sau dacă nu erau aurii sau argintii aveau așa o strălucire materialele din care erau făcute articolele. Uh, am văzut și în iarna aceasta destul de multe plovere, mai ales la zara din uh, materiale din, uh, metalice. Personal nu sunt un foarte foarte mare fan, însă aș și tentată să încerc o rochiță și poate un plover dintr-un material așa metalic, măcar să văd cum, uh, cum îmi stă și cum mă simt în ele, dar uh, la o primă impresie nu pot să zic că sunt cel mai mare fan al acestor materiale. De asemenea, o să vedem o revenire și a franjurilor. Uh, se vor purta franjuri, franjuri la tricouri, la bluze, la rochițe. Uh, nu știu dacă vă amintiți, însă eu când eram prin liceu, 2000, 12 pe acolo, se purtau acele rochii cu franjuri care erau uh, cu mai multe straturi de franjuri Gen, aici aveai datul franjuri, după mai aveai și mai jos un rând de franjuri și așa cu foarte mulți franjuri și am văzut că încet încet revin în modă. Mie îmi plac franjurii, nu știu acum neapărat dacă aș purta genul acela de rochii cu franjuri însă am în văzut la Zara niște bluze și tricouri și la H&M care aveau aici în zona mânecii franjuri și mi se pare că arătau foarte drăguți și de asemenea am văzut unii care franjuri erau imitați de pietre albe, de niște zale cu pietricele albe și acelea mi-au plăcut destul de mult, sincer să fiu bluzele de la Zara. Deci o să fiu un trend drăguț din punctul meu de vedere. Revin în modă și seturile. O să vedem tot mai multe seturi de pantaloni cu sacou sau fustă cu sacou, cumva inspirate din anii 90. Uh, costumele nu o să mai ave chiar acel fit uh, oversize, dar nu o să fie nici foarte mulate pe corp. Cumva o să fie așa un fit puțin mai lejer, dar nu o să mai vedem acel fit foarte oversize la sacou sau la pantaloni. Uh, cumva... Sunt inspirate și din mediul acesta corporatist, însă nu sunt chiar acele costume simple, ci au așa un touch. E așa un articol clasic, nu știu, o să vedem poate sacouri care nu se închid normal cu nasurile pe mijloc și se închid într-o parte, sau sacouri cu umerii foarte pronunțați și talia bine marcată. Deci o să vedem tot felul de mici artificii adăugate sacourilor clasice. De asemenea, o să vedem sacouri și costume în general în culori mai pastelate, în culori mai prietenoase, puțin nu o să mai vedem doar gri, negru, bej, albastru, ci o să vedem și puțină culoare. Uh, De asemenea, cred că acest uh, trend se potrivește foarte bine cu anul acesta, cu anul 2024, pentru că după pandemie uh, au trecut deja câțiva ani și oamenii încep să se reîntoarcă la birouri. Am auzit la tot mai mulți prieteni și cunoscuți că, începând cu anul acesta, ori au trebuit să se întoarcă mai multe zile la birou cum e și cazul meu, ori a trebuit să se întoarcă de tot la birou și nu mai lucrează home office. Și așa că, nu știu, trendul acesta se zică pică la fix pentru că ne ajută să ne facem o garderobă pentru birou sau să reîmprospătăm garderoba pe care o avem. Am ajuns și la partea de pantofi și de accesorii. Aici am... Am văzut că se poartă foarte mult kitten heels, pantofii aceia cu vârf ascuțit și tocul foarte mic. De asemenea, pantofii mericieni se poartă foarte mult anul acesta, balerini. Uh, și am mai văzut și ceva sandale așa cu o talpă mai înaltă, mai chunky să zic. Dar uh, foarte, foarte mult se vor purta balerini. Nu știu ce să zic... Uh, N-am mai purtat de foarte mult timp balerini, balerini. Am ceva espadrile, dar uh, forma cea clasică de balerin rotundă în față, puțin mai decupată și așa, n-am mai purtat de foarte mulți ani. Um, am văzut anul trecut un model care mi-a plăcut destul de mult, însă am zis că nu mă arunc să-i cumpăr pentru că nu eram sigură dacă e un trend așa longeviv sau a fost așa un micro-trend. Și atunci am zis că mai bine nu mă arunc cu capul înainte să-i cumpăr, pentru că dacă nu-mi plac, na, o să-mi pară rău că am dat banii, nici nu-i port că nu-mi plac și așa mai departe, însă pentru sezonul de primăvară, vară, o să-mi caut o pereche de balerini să văd ce găsesc prin magazinele de mass market și să, să văd dacă îmi plac, dacă îmi plac cum îmi vin pe picior și cum mă simt în ei, atunci o să-i cumpăr. Dacă nu, o să zic pas la acest uh, trend. Se vor purta foarte mult și gențile mari. Dacă în anii trecuți aveam acele gentuse foarte micuțe, apoi am avut uh, gențile de tip baghetă, anul acesta se vor purta din nou acele genți foarte mari, un fel de shopper bag. Da, mie îmi da, mie plac, mie mi se par mult mai practice decât gentuțele mici. De asemenea, am văzut și genți, să zicem, de o dimensiune mai normale, neapărat foarte mari, care au structură. De asemenea, asta vreau să zic, că gențile cu structură vor fi la modă anul acesta și gențile mari. Mă gândesc și eu să-mi caut o geantă mare. Am una pe negru, care am portat-o destul de mult, dar mi-aș mai lua una ori pe maro, ori pe crem. Nu știu să văd ce nuanțe găsesc. Dar mai, mai aștept așa puțin să să apară mai multe variante pe piață. Un uh, alt trend major anul acesta va fi imprimeul cu trandafiri. O să vedem destul de multe haine care au imprimeul cu trandafiri sau uh, trandafiri uh, 3D aplicați. Au accesorii cu trandafir, tot felul de accesorii de purtat pe cap, la gât, la mână, broșe și așa mai departe. Deci, trandafirii vor fi la modă anul acesta. De asemenea, și fundițele vor fi destul de la modă anul acesta. Cumva, stilul acesta, puțin mai girly, puțin mai feminin, ia amploare, și fundițele de asemenea. Mie îmi plac fundițele, cred că îmi place puțin mai mult trendul cu fundițe decât cu trandafiri. dar uh, acum nu le-și purta toată ziua sau în fiecare zi, însă aș vrea să îmi plătesc părul și să încerc să-l prind în partea de jos cu o fundiță, să văd cum uh, îmi arată și dacă îmi place. Dar cam ăsta e maximul de fundițe pe care le-aș purta eu, sau am mai avut mai de mult o bluză, acum. Nu cred că mai am, nu cred că mai e la mine garderobă, dar uh, era un roz așa pal, puțin mai cald rozul decât tricou pe care l am eu astăzi pe mine. Și aici în uh, zona umerilor se lega cu niște panglici, erau așa cu niște fundițe mari negre și acea bluză mi-a plăcut destul de mult, sinceră să fiu. Și genul acesta de articole cu fundițe l-aș purta, dar uh, da, acum nu aș Exagerat fundiția, pentru că nu mă reprezintă foarte mult pe mine. Și, de asemenea, o să mai vedem destul de multe articole cu print de leopard. Mie îmi place printul de leopard și, în ultima perioadă, mi-am dat seama că îmi place foarte mult și printul de zebră. Ceva la care eu nu m-am gândit niciodată că mi-ar plăcea printul de zebră, însă, văzusem o rochie care, din păcate, era și sold out. Și era așa într-un print foarte fain de zebră și, nu știu, parcă din momentul acela mi s-au lărgit orizonturile și mă gândesc de ce nu mi-am cumpărat până acum nimic cu print de zebră. Mie îmi place în general animal printurile, printul de leopard. Cred că o să fie foarte fain dacă știm cum să le asortăm. Pentru că deja animal printul e așa un clasic și dacă știi cu ce să le asortezi și alegi de asemenea niște culori potrivite pentru print, pentru că mie mi se pare că atunci când alegem printul acesta, animal print sau de leopard, trebuie să fim atenți la nuanțele pe care le, le conține printul, pentru că acestea pot să fie mai plăcute sau să pară cumva mai chicioase sau să ducă într-o zonă de vulgar. Însă, pe total, mie mi-ar plăcea să am o haină din imitație de blană cu model de leopard. Aia cred că mi-ar plăcea foarte mult să am așa o haină lungă care să fie din imitație de blană, desigur că eu n-am nicio treabă să... Nu trebuie să, să neapărat să port blană sau piele sau așa mai departe și să fie cu acel prindele o part și nu știu, nu înțeles să fie așa de un beș cu negru mai potolit, să nu mai așa galben și portocaliu în compoziție. Cred că ar arăta foarte, foarte fain. Cam acestea au fost și trendurile pe care eu le-am notat aici am avut de când să le discut cu voi. După cum v-am zis, există foarte multe trenduri și microtrenduri, însă eu am selectat cele care mi s-au părut mie mai interesante și care cred eu că o să le întâlnim mai des în magazine anul acesta? Ce vreau să zic, așa spre final, este că nu trebuie să facem neapărat parte dintr-un trend, nu fac acest video ca să vă încurajez să mergeți în magazine și să cumpărați din tot ce am vorbit eu câte un articol, două, trei, ci la modul de discuție, să vedem ce se va purta anul ăsta, să ne punem așa puțin la curent cu ce o să găsim în magazine. Cam asta a fost ideea clipului. Nici mie nu-mi plac toate trendurile și unele, chiar dacă îmi plac, nu mi se potrivesc și nu sunt potrivite pentru silueta mea. Și cred că ăsta e cel mai important lucru. Când ne place un trend, să vedem dacă mi se potrivește și dacă un articol pe care o să-l purtăm, deoarece doar să cumpărăm de dragul că e la modă un articol, nu are sens. Pentru că dacă nu ne vine bine sau nu ne place cum ne vine, atunci nici nu o să-l purtăm, și acei bani dați nu o să-și justifice investiție. Așa că sfatul meu este să mergeți în magazine, să încercați articole sau să comandați online articole, să vedeți dacă vă plac cum vă vin și să nu alergați așa după trenduri și să alegeți articole care vă avantajează. Aici o să închei video de astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și ne vedem data viitoare. Bye!